Caravana folclorului s-a oprit vineri 16 februarie în comuna Baia la Căminul Cultural din localitate. Sala a fost neîncăpătoare pentru numărul mare de artiști, oficialități și localnici care au dorit să ia parte la eveniment. Prefectura Suceava este partener, începând de anul acesta, în proiectul 10 pentru folclor. Sunt foarte multe oficialități prezente, ceea ce dă și mai multe greutate acestui eveniment. Ceea ce vreau să subliniez este că de fiecare dată când Mihaela Țina Bursan va organiza un eveniment, voi fi alături de ea, pentru că este atât de perseverentă și obține de fiecare dată ce vrea. Nu pot să o refuz, toți primarii cred că sunt cei de față, cel puțin sunt de acord cu mine și de fiecare dată când duce la capăt un proiect, cu toți avem de câștigat din această reușită. Felicit organizatorii! Ediția a treia se încheie astăzi la Baia, a fost un succes această caravană, din nou va depăși așteptările. Când a fost să moară Ștefan, multă jale a fost în țară, și la capul lui de chinul tot, boierii s-au mare. Și la capul lui de chinul tot, boierii s-au mare. Foarte mult să mă văd și sper că nu doar acest spectacol va reprezenta rezultatul acestui proiect, ci așa cum și-a propus, se va reuși promovarea folclorului în școli. Universitatea Ștefan Cehoiane Suceava s-a născut odată cu ansamblul studențesc Arcanu, care iată împlinește în acest an 55 de ani. Sper că va fi prezent și în Baia, în curând, alături de celelalte comune care sunt prezente aici. Ne dorim să fim alături de ceea ce vedeți aici, în continuare, și poate că, printre dumneavoastră, se găsesc viitorii participanți la 10 pentru folclor în Suceava. În primul rând, vreau să felicit organizatorii acestui proiect și vreau să le dau nota 10. Vreau să dau nota 10 artiștilor și dumneavoastră, dragilor spectatori, care ați venit într-un număr atât de mare. Vreau să mulțumesc artiștilor că a fost un spectacol superb și dumneavoastră, dragi pe Imanrit, sănătate și să ne vedem sănătoși. Mulțumesc frumos! Dați-mi voie să vă salut cu toată inima, pentru că cu ocazie de plăsetă dumneavoastră mă fac că sunteți de astea foarte bune și vă mulțumim pentru privirea căduroasă făcută. Mulțumim, doamne primar, cu echipa dânsii. Mulțumim, doamne Mihaela, că m-a ales și pe mine ca partener în acest an la 10 pentru folclor. Mă bucur pentru că anul acesta și Comuna Rădășeni ne-a făcut parte din acest proiect. Sprijinim acest lucru și pe viitor, de aceea vom fi alături de inițiatori și oricând vom susține folclorul, pentru că, după cum am mai spus, reprezintă ceva care trebuie să avem în permanență la suflet, ca un pașaport, ca un buletin al nostru. Mulțumesc tuturor celor care au făcut ca această ediție să treacă și pe la Slatina. Mulțumesc doamnei primar de invitație și cu această ocazie aș vrea să-i dăruiesc un buchet de flori.
Sunt pentru prima dată la Baia, dar nu cred că pentru ultima. Finala de anul trecut a fost la Corul Muncii. Am fost foarte încântat de ce s-a întâmplat. Dovadă că anul ăsta am fost în 4 localități. Și mă consider ca și unul dintre parteneri. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici când vrem să plec. Am putut fi alături de acest proiect și îl susținem cu drag și încă o dată cred că folclorul va rămâne pe mâini bune, fiindcă rămâne acea carte de identitate a noastră, a românilor. La început de școlile județului Suceava era câte un singur opțional. Apoi, după prima ediție, acest opțional a apărut în 80 de școli, în a treia ediție în 85 de școli, dar îngrijorător este că cele 85 de școli apar de 3-4 opționale de folclor. Cineva a numit-o zâna folclorului sucevean. Sunt de acord cu această metaforă, aș putea spune. Și dați în voie să reconesc o diplomă de excelenței prietenei. Nu știu cum să o denumesc, cât mai la superlativ, Mihaela Bârsan, sufletul și datorită ei suntem angajați în cel mai frumos proiect unic în România. Mulțumesc mult! În numele colegilor de la Vietnamul Folclor, și numele tuturor celor care ne-au urmărit la lucrul celor trei ediții. Pentru că urma postul Paștelui, la final, membrii ansamblului folcloric Călineștenii Țării Maramureșului, alături de Măriuca Verdeș, au cântat o priceasnă. Care te numești iubire, Iisuse, om și Dumnezeu.
Săptămână am sărbătorit tot județul într-o parte în alta, alături de acești minunați oameni. Și dacă acești minunați oameni au fost săptămâna asta la Suceava, au fost în primul rând datorită unui om, doamna Mirela Domnicăi. Acest proiect a apărut și va dăinui peste ani, se datorează unui om, Mihaela Bursan, Zână. Felicitări! Trebuie să mă iertați, trei cuvinte mai spun. Pacea și dragostea sunt mai mari decât dreptatea. Suntem la moment de trecere înainte de post, să mă iertați, să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă înmulțească darul. Dar când dar se face la ea, doamnă prefect. Proiectul 10 pentru folclor a fost organizat de către Televiziunea Regională Intermedia, Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Instituția Prefectului Județului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Asociația Plai Străbun și primăriile din localitățile în care a poposit caravana folclorului în acest an.